Iată că ne reîntâlnim, stimați telespectatori, la ediția de azi a emisiunii Mersul Economiei. Invitatul în studioul nostru este domnul Cornel Mureșan, investitor, ceea ce înseamnă că are mai multe afaceri și nu investește mai multe direcții. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule. Mulțumesc de invitație, bună seara tuturor. Stimați telespectatori, vom încerca astăzi împreună cu invitatul nostru să răspundem la o întrebare. Dacă noul cod fiscal va determina sau cel puțin va ajuta la creșterea investițiilor, creșterea numărului investitorilor care să vină în România și, mă rog, sigur, dorim cu toții să vină mulți în satul mare. Așadar, Mureșan, știm cu toții că în ultimii 2, 3, 5 ani, atât Consiliul Județean, cât și Primăria, cât și asociațiile patronale, dintre care Asociația Economică Germano-Română, au făcut eforturi, au organizat misiuni economice, au încercat să atragă cât mai mulți investitori spre satul mare, dar rezultatele sunt foarte slabe. Ce credeți așa? Ce vă spun colegii din mediul de afaceri cu care sunt convins că vă întâlniți cu alți patroni, cu directori de firme și așa mai departe? Ce vă spun sau ce motive invocă în primul rând? Legislația, condițiile sau alte motive? Da, o întrebare pertinentă. Am mai dezbătut această temă în alte emisiuni în prezența dumneavoastră despre oportunitățile și investițiile care ar putea să vină în satul mare. Sigur că sunt mai multe elemente, să zic așa, cu caracter negativ care face posibil ca investitorii să nu fie foarte, foarte atrași de județul satul mare. Și aș vorbi mai degrabă la modul general, în sensul că, totuși să nu uităm, România, ca și multe alte țări, au trecut printr-o dramatică scădere economică în ceea ce privește investițiile, plasamentele, etc. Asta ar fi un bine, acum suntem pe creștere economică, cel puțin în ultimii 2 ani, după cum ni se spune, nu? Da. După aia putem spune, fără niciun fel de reținere, că există, ați invocat foarte frumos, aspecte cu caracter legislativ, aspecte cu caracter administrativ, fie că vorbim de administrație locală, județeană sau centrală. În mod clar și în mod evident, și acestea sunt elemente care face să vină cineva sau să nu vină. Instabilitatea, incoerența, instabilitatea legislativă, incoerența deciziilor luate de diferite nivele face posibil ca România, vorbim de România, dacă vreți, să nu fie o țară neapărat atractivă. Mă rog, dar atât România cât și județul nostru, ca oportunități, avem ce să oferim. Nu putem spune, mă rog, în afară de infrastructură, vorbim de rețeaua de drumuri care, într-adevăr, este, cum să zic, este un fel de sperietoare pentru orice investitor, în rest, totuși avem forță de muncă pregătită, bine, avem condiții, avem spații, avem, vorbesc spre deosebire de, mă rog, alte țări. Da, aș invoca faptul că noi avem încă o birocrație excesivă, lucru pe care afectează atât investitorii autohtoni, cât și investitorii, mai ales investitorii străini. Ăsta este un aspect cheie. După aia avem politici fiscale destul de mari. Am mai discutat noi cele trei măsuri pe care și probabil că am discutat pe parcursul emisiunii, că de fapt ăsta este titlul, despre politici de relaxare fiscală în ceea ce privește taxa pe muncă, care a fost mare, a scăzut ceva puțin. Este vorba de revenirea TV. După modificările noului cod fiscal, deci noul cod fiscal, după modificările vechiului cod, ar urma să mai scadă taxa pe muncă din 2016 din 2017. Da, din 2016 este o măsură, chiar apreciez actualul guvern că are o previziune de modificare radicală, aș îndrăznea spune, în ceea ce privește codul fiscal. Este o strategie pe termen mediu, este vorba de perioada 2015-2019,
în care dorește să schimbe aproape toate taxele și politicile fiscale la nivel de România. Este un fenomen extrem de important. Păi da, până acum vreo 2 ani parcă sau 3, eram campionii Europei la numărul de taxe. La numărul taxe de taxe și impozite, da. De toate felurile. Da. Satu Mare sper să reabiliteze. Acum am înțeles în sfârșit că există, nu știu dacă s-a validat de către Consiliul Județean, o strategie de dezvoltare a județului Satu Mare. Este în parol un ghid, dacă vreți, de informare extrem de pertinent și de obiectiv. Ghidul a și fost lansat de Consiliul Județean a fost lansat în sfârșitul anului trecut. Am listit o perioadă. În română și engleză s-a sugerat că ar fi bine să mai apară și în germană și în maghiară. Este foarte greu, tocmai am avut întâlniri cu reprezentanții Consiliului Județean, să fii cunoscut dacă tu n-ai capacitatea de a-ți face o carte de vizită, să spui cine ești, ce ai și ce business-uri sau ce afaceri sau ce relații poți lega. Bun, vorbeam de legislație, că tocmai v-ați întors din SUA. Dar ați mai fost în SUA mai mulți ani, nu așa, da. 2-3 săptămâni, ci ani de zile. Vizite. Care e diferența între a face afacere aici și a face afacere acolo? Mă rog, pe limbajul omului care nu este specialist nici în afaceri, nici în economie. Domnul Mihai, aș pleca de la un alt nivel de discuție ca să ajungem la fondul întrebării dumneavoastră. Și fără să supăr pe nimeni, este o chestie care... Așa o simt și așa o spun. Niciodată popoarele latine nu se poate spune că au fost conducători foarte, foarte buni. Apreciez politicienii, clasa politică din zona anglosaxonă. Atât în ceea ce privește comportamentul lor de seriozitate, verticalitate, perseverență, consecvență în ceea ce fac și ceea ce pun în practică, dar mai ales legislația. Este o legislație pertinentă, simplă, utilă, benefică atât pentru nevoile societății la care ne referim, cât și pentru instituțiile statului care coordonează și pune în practică bine, dar vedeți că ca membrii UE nu putem să adoptăm peste noapte o legislație anglosaxonă, deși probabil ar fi benefic. Pentru că suntem într-un club în care sunt impuse alte reguli, sau nu alte, sunt impuse niște reguli după care trebuie să joci. Nu. Uniunea Europeană nu ne impune toate elementele cum trebuie un guvern să gestioneze. Uniunea Europeană vine și spune, astea sunt limitele în care trebuie să te încadrezi, în ceea ce privește deficitul de concurente, în ceea ce privește deficitul comercial, deficitul economic, etc., să nu intru în politici macroeconomice. Guvernul este cel care trebuie să găsească și ca să revină la prima întrebare a noastră, noi am împrumutat de la francezi, din păcate, tot ce înseamnă legislație de drept juridic, și mă refer la codul penal, codul comercial, codul civil, contabilitatea de tip francez, codul fiscal este de tip francez. Nu știu de ce, este foarte complicat, foarte greoi, afectează pe de-o parte instituțiile care sunt abilitate să monitorizeze activitatea unui stat, cât și cetățeanul, dacă vorbim de persoane fizice sau persoane juridice. Bine, sigur eu, după mine, că UE nu ne impune, decât ne trasează niște limite, niște jaloane. Dar vedeți exact. Că politica, deși s-a demonstrat practic faptul că n-am ieșit din criză prin politici de austeritate, politici exact inverse față de cele ale americanilor, care au relaxat și mai mult. Dacă tot vine vorba... Și care au ieșit. Exact. Europa n-a ieșit. Aș da exemplu, dacă tot vorbim de America, m-aș întoarce, parcă am mai spus acest aspect, în anii 20-30, când America a trecut printr-o profundă criză. La marele crac. Ce a făcut guvernul? S-a împrumutat din piețele financiare internaționale, a creditat foarte mult investițiile publice, a dezvoltat un program de politici publice, a făcut infrastructura, atunci a făcut toate autostrăzile, expresurile. Baraje foarte mari, da. Drumuri, autostrăzi. Investiții masive. A scos America din sărăcie și iată unde este America și unde este nu România, unde este Europa față de America. Dar în America se mai simte criza.
la ora asta? Nu, să știți că, de pildă, ca să vorbim așa punctuală, piața imobiliară, care a fost cea mai dramatică, afectată, și-a revenit, se construiește, băncile au început din nou să crediteze economia, spre deosebire de România, unde putem spune că băncile sunt extrem de reticente în ceea ce privește acordarea de credite, fie că vorbim de credite pe termen scurt, mediu sau lung, de investiții sau de nevoi personale. Nu poți, indiferent ce guvern sau politici ai avea, dacă băncile nu participă real la bunul mers a economiei, este foarte, foarte greu să te renaști. Apropo de bănci, să fac o remarcă, acum am citit de două ore, trei ore, că nu mai țin minte de cine ar fi spus că dacă vom continua această creștere economică în ritmul de 3,5% pe an sau chiar mai mult, s-ar putea ca în 2-3 ani băncile să acorde împrumuturi cu dobânzi de 5%. Dacă ar fi așa, cred că ar fi... Acum ar fi foarte bun. Bune da. Asemenea dobânzi, dar... Era numai o părere, nu era o... prognoza oficială. Normalitatea firească ar fi, sigur, să-și ia măsurile de rigoare ca să nu intre în zona de risc, adică să nu-și poată recupera creditele de la diferite persoane fizice. Bine, acum ne referim în special la credite pentru mediul de afaceri, pentru IMM-uri, pentru proiecte mari, pentru... Nu, creditele personale, mă rog, alea... Da, vă referiți mai mult la credite pe investiții, pe termen. Care pot da. Dezvolta economia, da. Normal. Să nu ne mirăm în țările vecine, stat membru Uniunii Europene, fie că vorbim de Italia, de Franța, de Germania, sunt credite pe termen lung extrem de ieftine, cu dobândă de 3-5%. Nu mai vorbesc de un ajutor din parte, sunt câteva bănci consacrate care creditează fermierii, indiferent că vorbim de fermieri mici, mari sau mijlocii. Ipoteca este luată tocmai producția din anul care urmează, ca să nu suporte consecințele unui risc de ipotecă imobiliară și așa mai departe. Băncile sunt prezente în economiile, sigur, sunt țări mai avansate ca și noi, probabil că și la noi, dar politicile pe care și... Bine, dacă ai investitor, o dobândă de 5% pe an ar fi atractivă pentru ca să investiți. Da, dacă nu sunt și alte comisioane și alte elemente colaterale ascunse, deci care nu am sunt înțeles să ajung la 7%. Dobândă sau... efectivă, da, e 5%. Da, da, da. Ceea ce? Da, asta este bine, dai o dobândă bună. Vorbiți pe euro sau pe lei? Pe lei. Pe lei. Da, pentru leu românesc nu ai riscul de evoluție valutară, de... Da, este o dobândă acceptabilă și atractivă în același timp. Bine, acum, oricum în 5-6 ani, după cum susțin specialiștii de la BNR, de la Banca Națională, tot vom ajunge să intrăm în zona euro, nu se poate fără, deși, mă rog, cât suntem încă în lei, poate e mai bine. Vom ajunge dacă vom îndeplini anumite condiții. Acum, în general, le îndeplinim, dar trebuie, nu știu, mi se pare 2 sau 3 ani, trebuie de stabilitate să rămâi la același nivel. Dar, bun, vom ajunge. Deci, băncile nu riscă, pentru că atunci când se va converti leul în euro și nu va mai exista leul, sunt convins că... Așa se va face încât ele să nu iasă în pierdere. Sunt două măsuri majore în ceea ce privește coșul monetar și politicile monetare. Deficitul este foarte important să-l păstrezi și cursul leu raportat stabil, la... Curs stabil între niște limite mici, nu marja mică să fie. Exact. Nu... Și economia să funcționeze. Și economia să fie. Da, sunt câteva elemente de bază de care mai multe, mai este și productivitatea muncii. Sigur, sigur. Deficit. Nivelul de trai. Deficitul de cont curent este foarte important, relația datoria dintre externă. Și externă. Să nu uităm cât de bine, mult la noi stăm bine, la datorie n-am stat niciodată rău. Să nu uităm totuși că guvernul Box a împrumutat foarte am mult, luat 20 de miliarde. Atât din piața interbancară, care a creat un pic de dezechilibru pentru mediul bine, de afaceri. Piața interbancară, toate guvernele iau pe termen mediu și scurt. Da, dar știți care este impactul? Ce spune banca, cel puțin în perioada de criză, în care guvernul lua credite? A spus așa, mult mai ușor prefer să dau bani împrumut la guvern, că sunt foarte asigurat că îmi recuperez banii, cu o dobândă chiar mică, nu e niciun fel de problemă, decât să dau bani economiei. Dobândă mică la miliarde de dolari sau de euro se vede. Da.
Bun, acum am vorbit de autoritățile județene și locale, dar acum, recent, de câteva zile, a fost făcut public noul cod fiscal, sau, mă rog, modificările aduse vechiului cod ca să fie unul nou. Deci și guvernul, iar în motivarea acestor modificări, guvernul susține că unul dintre scopurile urmărite este atragerea de investiții străine, bineînțeles, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Astea ar fi scopurile, sau, mă rog, scopurile principale ale acestor modificări. Mă, dumneavoastră, aveți modificările. Hai să le luăm așa pe scurt, pe rând. Care ce-ar aduce? Deci, înainte de a nu trece... ce spune guvernul? Nu, nu. Ce... este punctul meu de vedere. Exact. Și pe care vederea al unui om din mediul de afaceri care se lovește zilnic de exact de acest de codul fiscal, de legile fiscale, de birocrație, cum a spus, de... Prefer să vorbesc cetățean simplu, pentru că aici această modificare radicală, aș îndrăznea spune, pe care este o previziune pe termen de 4 ani de zile, nu se referă numai la categoria mediu de afaceri, se referă la toate categoriile sociale și o să le descriem. Salut inițiativa guvernului, este pentru prima dată când putem vorbi de o schimbare radicală în ceea ce privește codul fiscal 571 din 2003. Știți că tot timpul au fost cârpit de la un an la altul în funcție de interese și nu s-a respectat cele 6 luni care trebuie să treacă de la modificare la aplicare. Nu poți să conduci o țară, nu poți să conduci un județ, nu poți să conduci o localitate, o firmă, dacă n-ai o viziune, dacă n-ai niște obiective, niște ținte, niște puncte pe termen mediu și lung. Noi tot timpul ce am făcut de la un an la altul, în funcție de context, de conjunctură, pomperistic, etc. Am mai discutat aceste aspecte. Negândit. Îl salut pe distinsul domn actual ministru finanțelor de acest curaj. Fără îndoială este nevoie, înainte de a trece punctual la discursul de modificare de cod fiscal, este nevoie, sigur, de o dezbatere publică pe categorii socioprofesionale, fie că vorbim de asociații, federații, confederații, mediul de afaceri, etc. Este nevoie de o analiză financiară de impact. Ba chiar stimulări, poate. Economic și social, pentru că trebuie să vedem care este impactul, dar din punctul meu de vedere, ca să răspund pragmatic la întrebarea dumneavoastră, este o măsură extrem, extrem de bună. Și acum o să trecem și dar facem o paranteză, că mi-am adus aminte cum ați spus. Acum sper că guvernul s-a convins. În ianuarie a emis o hotărâre de guvern privind echilibrarea bugetelor locale. Și bineînțeles că a fost scandal în toate localitățile din țară. Bineînțeles că primarii au protestat. Pentru că după ce s-a fost emisă hotărârea și culmea că nici primarii care au primit bani, nici cei care n-au primit bani n-au fost mulțumiți de hotărâre, de ce prevede. Și atunci, săptămâna trecută, un secretar de stat, George, de la Ministerul Finanțelor, a pornit un turneu prin țară să ia pulsul. Și aici, la Satu Mare, probabil, nu probabil, în mod cert, i s-a spus și în alte județe, a spus, dar de ce nu ne-ați consultat înainte să... Eu cred că asta ar trebui să facă și cu codul fiscal. S-au lămurit că nu se poate fără să consulți. Să-i consulți pe cei afectați și, cum a spus, noul cod ne afectează pe toți, indiferent că avem firme, nu avem firme, suntem angajați la stat, angajați la privat, pe toți. Da, înainte de a trece punctual la modificări, trebuie să fim corecți, să nu fim ipocriți. Este foarte important ca Ministerul de Finanțe, în fine guvernul, să ia câteva măsuri colaterale, ca să zic așa, în sensul că este nevoie de o întărire a disciplinii contabile și fiscale economice la nivel național. Din punctul meu de vedere, ANAF-ul, în momentul de față, și nu numai de azi, de ieri, și mai departe, nu prea își face treaba foarte bine. Pe de o parte că este extrem de structurat și birocratic, eu aș propune, din punctul meu de vedere, să se facă o companie multinațională, cum e în America, în alte țări, parteneriat între stat și o companie, să transforme ANAF într-o companie multinațională cu management privat, da? În care și comisionul din încasări, X%, mi se pare normal, din ăla să trăiască ANAF-ul și sunt ferm convins că în un an, maxim 2 ani de zile, s-ar dubla veniturile la bugetul consolidat de stat, pentru că ar avea capacitatea să urmărească fiecare leu pe care cetățeanul
simplu sau mediul de afaceri trebuie să-l dai în termen. Asta este o practică care nu am inventat-o noi în România, alte țări o folosesc din plin. Să nu mai vorbim de algoritmul politic. O fel de firmă de executare silită sau? Nu-i firmă. Este în loc ANAF-ului să ocupă de urmărirea banului public. Care este suma care trebuie să o plătesc? Deci vine, te verifică. Firmă parteneriat public-privat? Așa este în America. Este companie multinațională. Nu este Ministerul de Finanțe Americii care urmărește. Ăla este care, Ministerul de Finanțe în America face politicile. Bun, și fiscul dar ce face? ANAF-ul ăsta, care poate fi numit altfel, se ocupă de tot ce înseamnă fiscul colectarea eficientă. Uite, chiar a făcut un discurs domnul președinte că Ford, datorită unei practici legislative foarte greoaie, foarte complicate, foarte greu fiscul, după ce procurorul sechestrează bunurile până la finalizarea cercetării și judecătorul vine și dă o sentință definitivă și irevocabilă pentru a returna banii la bugetul consolidat de stat, rolul deja intră rolul ANAF-ului de a face procedurile specifice, să vândă proprietățile și banii să-i reintroduc în bugetul. Până când se judecă, până când se fac demersuri, până atunci. Până atunci este blocat prin. Sechestrul se pune uneori după ce banii nu. Deci sunt proceduri grele. Sunt în Elveția sau în Cipru sau. Așa, să nu mai vorbim de că am mai discutat acest aspect de algoritmul politic, atâta timp cât eu sunt politician și dețin o poziție X în stat, am posibilitatea să-l desemnez pe domnul director X la finanțe, pe domnul inspector X la poliție sau la inspectoratul școlar și la alte deconcentrate, cu siguranță că respectivul domn o să-mi aservească anumite dorințe sau preferințe pe care le am, ceea ce este într-o altă țară imposibil și interzis total. Acum de 20 de ani se vorbește de promovarea competenței, dar în campania electorală. Dacă vom scăpa de algoritmul politic și modul de selectare a personalului din structura de stat, criteriile de selecție să fie cu totul și cu totul altele decât cele care s-au practicat până acum. Pe bază de relații, pe bază de nepotism, vedeți că tot fel de parveniți și neaveniți a condus România, tot fel de tupeiști și ne simțiți, etc. Să nu continuă, că nu-i subiectul discuției, dar câteva cuvinte în ceea ce privește viziunea politică și ce s-a întâmplat, o să-mi permiteți pe final. Hai să intrăm pe fondul problemei. Deci este vorba de un pachet de măsuri, cu alte cuvinte, de politici de relaxare fiscală, aș îndrăzni să spun, și încep cu TVA-ul, revenirea TVA-ului de la 24% la 20%. 4% și, este un procent frumos. Da, este un procent frumos, pe de o parte, nu mai vorbim că la produsele alimentare de bază, carne, lapte, ouă, etc., pește, legume, fructe, să scadă la 9. Sigur că este o măsură care se va implementa începând cu 2016, potrivit datelor comunicate. Poate mai repede. Ministrul a pus semnul întrebării, s-ar putea mai repede, da, dar. Să dea Dumnezeu. Deci, care sunt efectele, ca să mergem punctual? Crește în mod clar consumul. În economie este ca și natură. Lanțul trofic, piramida eltoniană și așa mai departe. Crește consumul, crește producția, crește serviciile, crește totul. Să leagă. Merge lucrurile. Vii și stimulezi consumul. Stimulând consumul, se stimulează toate celelalte sectoare economiei. Aproape toate. Ce a făcut Boc este, în fine, probabil că bine, pe gafele lui Boc trebuie să facem o emisiune. În anii 2008-2009, chiar citeam nu odată, cei doi mari economiști ai lumii, Stiglitz și Stratul Rubini, tot îndemnau, creșteți consumul, nu tăiați veniturile, creșteți consumul, nu tăiați veniturile. Este normal, domnule. Dar s-a preferat politica de austeritate, nu numai la noi, că au fost măsuri de austeritate și în Grecia, în Germania, Italia, Franța și astea dezvoltate, nu s-au simțit așa ca la noi, pentru că, mă rog, la un anumit nivel de trai, un 5% sau cât s-a redus la ei, este neglijabil. Domnul Mihai, nu putem vorbi de o țară să se dezvolte economia atâta timp cât corupția, instabilitatea legislativă, instabilitatea guvernului,
incertitudinea este la acest nivel și vedem în fiecare seară. De ce a fost în stare Băsescu timp de 10 ani de zile? Ce a construit? O caracatiță mafiotă, da? Cu conexiuni și implicații atât în ceea ce privește mediul de afaceri, sigur o parte, cât și clasa politică. Dar să mergem mai departe, dacă îmi permiteți. Eliminarea impozitelor pe construcții speciale, asta din 2016. De stâlp, care, da. Da, nu știu dacă a fost dat de importate 1%, 1,5% din valoarea de inventar, mi se pare, al respectivei clădiri sau bun, da, sau stâlp, sau ce-o fi. Nu, cred că a fost, din punctul meu de vedere, o măsură foarte bună. Reducerea accizelor la carburant și alcool. Apropo de americani, 2 dolari costă 3 litri 70. Galonul. Da, galonul. Imaginați-vă că își permite americanul să meargă cu pick-up truck, cu jeep, în 6 sau 12 pistoane. Hei. Bun, reducerea cotei unice de impozitare de la 16 la 14%, asta este o măsură de previziune pentru 2019. S-ar putea, potrivit declarațiilor date de către domnul ministru, să fie chiar mai repede implementat. Asta stimulează în mod clar mediul de afaceri. Apropo, investiția. Apropo de America, viza că noastră mi-ați deschis, bine, așa că, da, la, să facem tot timpul câte un pic de raport de comparație. Am văzut la fratele meu, are și el firmă, contabilitate simplă, venituri cheltuieli, profit realizat, să dăm un exemplu ipotetic, 100.000 de dolari, da? Dacă faci dovada acestei companii multinaționale care urmărește dolarul american de unde pleacă și de unde vine, nu plătești nimic la bugetul de stat. Da? Dacă faci dovada, dacă ce? Dacă reinvestești ăia 100.000 de dolari în economia americană, mai faci o fabrică, cumperi un spital, mă rog, faci orice altă investiție, nu plătești nimic. Consideră. Bine, și este și la noi să merge, noul cod. Nu știu dacă noul cod este prevăzut și asta este o măsură, profitul reinvestit. Adică da, neimpozitarea profitului reinvestit. Exact. Dar asta s-a luat deja, mi se pare, și a intrat în vigoare de la nu, întâi. Nu, n-a intrat nu, încă. Nu, nu. Dar a fost vorba că intră în vigoare. Era în discuții cele 3 măsuri pe care le-am apreciat pe domnul când, Ponta. Da, când s-a scăderea taxei pe muncă, CSE-ul, cu câteva procente, reducerea TVA-ului și profitul reinvestit, dar măsura nu este luată. Nu știu dacă în acest pachet de măsuri, de modificare... Păi, așa am înțeles că este introdus în codul fiscal, ca măsură de tot de relaxare fiscală. Imaginați-vă că ar crește America, am mai spus-o și o repet, așa s-a dezvoltat. Nu am niciun interes ca agent economic să împăcălesc statul român. Îmi rămâne suficient bani din business ca să mă dezvolt și să dau și la Cezar ceea Cezarului. În România ești obligat, datorită fiscalității excesive, pe mediul de afaceri, să găsești tot felul de tertipuri, să păcălești statul, să rămână bani în companie ca să nu dau faliment peste 2-3 luni de zile. Sunt obligat. Deci creezi facilități, creezi șansa de a te dezvolta sau acum mi-am făcut societate și peste 3 luni de zile trebuie să o închid că nu rezist în piață. Ba mă blochează banca, ba nu mă încasez banii, ba vine controlul și zice trebuie să plătești la stat atâta, sunt de bună credință, n-am posibilitatea din motive obiective și vine fiscul, îți blochează contul și îți închide societatea sau alte forme. Deci trebuie să fim realiști. Aceste măsuri sunt extrem, extrem de benefice. România va avea de câștigat. Sunt elemente care sper să aibă și, spuneam, de incoerență și instabilitate legislativă. Adică le facem, să zicem că va trece de Parlament, se va valida și nu va deveni evident lege și se va modifica codul fiscal. Aceste măsuri a guvernului Ponta. Dar peste 2 ani de zile să schimbă guvernul Ponta, vine alt guvern și schimbă toate aceste lucruri. Prin acte normative, cum se cunoaște foarte bine, ordonanțe de guvern, etc. Bun, o altă măsură... Da? Da, vă rog. Spuneți, vă rog. Nu, așa... Ziceam de schimbarea asta de...
pentru mediul de afaceri, profitul reinvestit, la care în momentul de față, nu știu dacă aveți dumneavoastră cunoștință, este pe rol sau nu este pe rol, că din câte am citit, din modificări, nu. Modificări nu, nu apare, dar nu, mi se pare la un alt act normativ separat, care probabil nu mai vrut să-l bage în codul probabil, fiscal. Probabil, dar face parte din codul fiscal. Păi, nu poate face dacă este act normativ. Alt act normativ, că și codul fiscal, de fapt, este un cod care devine lege prin votul devine în lege, Parlament. Sigur, sigur. Și dacă ai o lege și bănuiesc așa, dacă ai o lege și un alt act normativ, nu le pot uni, sau cum să zic. Da, potrivit Constituției, codul fiscal, practic, are voie guvernul să-l schimbe de două ori pe an, să vină cu modificări, nu mai mult. Dar în România știți foarte bine că s-a modificat de foarte multe ori în cursul unui an cu tot felul de acte normative, fie ordonanță, fie hotărâri, etc. În fine. Bun, acum, pentru că suntem aici, mă rog, celelalte măsuri, deci, pe ansamblu, dacă acest cod fiscal intră în vigoare, după, nu dacă, ci după ce intră în vigoare, aveți, nu știu, 1 milion de euro. Undeva ținuți într-o bancă, nu știu unde vreți. V-ar determina să îi investiți. Sigur, după ce intră în vigoare și intră toate măsurile, vorbesc. Domnul Mihai, faptul că părinții mei sunt plecați în America în 84-85, tot vorbim de America, dat fiind faptul că n-am plecat, fratele este acolo, fiica mea, dat fiind faptul că nu am plecat în America și am făcut investiții în România, este un lucru evident. Că da, aș face un plasament într-o altă zonă. Deci vreau să zic că v-ar convinge mai mult decât acum, în acest moment. Bineînțeles. După ce intră în vigoare codul, v-ar convinge... Cum să zic, mai mult, da, mai... Da, este normal. Convinge pe orice cetățean. Cetățeanul, știm foarte bine, de pildă, să revenim la taxa TVA, taxa pe valoare adăugată. Îl plătește toți cetățenii României. Dacă la capăt deci este aplică. Ultimul produs pe care... La capăt se aplică. Exact, da. Îl plătește fiecare. În momentul în care cetățeanul va putea să cumpere în coșul zilnic mult mai ieftine produsele datorită scăderii accizelor, care e taxă de lux, a TVA-ului, iacătă, este un impact în mod evident cu caracter social. Până acum, ca, mai mult ca un fel de administrator de firmă, dacă ați fi, unde ați prefera să dați banii care, hai să-i considerăm excedentari, deși la o firmă niciun leu nu este excedentar, nu în plus, dar dacă să zice ceva, ați avea bani în plus, ați prefera să-i dați statului pe impozite, vorbesc de situația de azi, sau să îi băgați în salarii? Știți că n-ai două posibilități. Trebuie să dai și salarii. Sigur că trebuie să dai, dar eu vorbeam de majorare, bineînțeles. Băgați în salarii în sensul de a... De exemplu, vis-a-vis de taxa pe muncă, că tot invocați acest aspect, cu siguranță că am posibilitatea să dau mai mult. Resursa umană într-o firmă sau într-o instituție este extrem de importantă. Odată ce ai o societate și ți-ai format un nucleu de oameni care știu foarte bine ce au de făcut fiecare pe palierul lui, nu-ți permiți în calitate de proprietar de firmă să-i schimbi pentru niște bani care trebuie să-i dai. El cu siguranță merită. Salariul în România nu este cel pe care ni l-am dorit. Fie că vorbim de bugetar, fie că vorbim de mediul de afacere. În mod clar că salariul trebuie să crească mai mult, dar și salariul crește în funcție de puterea economică a statului la care face referire. Acum, știți foarte bine că și angajatorul și angajatul are de plătit destul de mult la bugetul consolidat de stat, CAS-ul ăla este destul de mult, chiar dacă a scăzut cele 5, parcă 5 puncte procentuale, nu? De la 24, era 32 și a scăzut, acum e vreo 21, da, nu știu exact, 5, nu mă ocup 5% de partea angajatorului. Nu mă ocup de contabilitate. Din contribuția angajatorului. Exact, deci, da. Este contribuția, nu din. Am considerat tot timpul o taxă foarte mare. Nu stimulează nici cel care lucrează într-o firmă și nu stimulează nici pe proprietarul de companie. Dar de dat este dat. Mi se pare absolut corect ceea ce este de dat statului să-i dai în mod normal și firesc, dar nu în contextul și în conjunctura
de fiscalitate excesivă pe care România a avut-o în toată această perioadă post-decembristă. Iar dacă este vorba, că, cum bine ați menționat, Cărcotaș, și spun că cu aceste măsuri se va crea dezechilibre bugetare, va fi deficite bugetare și așa mai departe, nu, eu vin și spun că în 2 ani de zile va fi un trend de creștere a veniturilor la bugetul de stat. Bine, acum și analiștii economici sunt, unii de o părere, alții de alta, că va crea o gaură în buget, ceilalți că nu, că gaura se poate recupera din aducerea la suprafața muncii la negru, o parte, bineînțeles, că niciodată nu se va. Și în Germania se mai lucrează la negru. Deci aducerea la suprafața unei părți a muncii la negru și din încasarea mai bună, sau Sigur. A eficientă și mai bună. Impozitelor și taxelor datorate. Deci iar ajunge la ANA. Și atunci, unii susțin că din aceste două surse principale, plus altele mai mici, acea așa zisă gaură se poate petici fără nicio problemă, ba chiar să existe și creștere economică de, spun, guvernanții, dar și analiștii spun că este posibil, chiar aplicând acest nou cod fiscal, să ajungem la o creștere economică de 4%. Ceea ce este mult pentru o țară emergentă cum e în România. Cum e România, da. Pentru că nu mai avem tare mult din emisiune. Da. Sunteți și vicepreședintele Asociației Pălincarilor Oașu și a celei din nord-vestul României. Ultima știre despre legea Pălincii pe care am aflat-o eu de la domnul deputat Petric este aceea că legea a trecut de comisii, e ok. Proiectul de lege a trecut de comisii, e ok, dar este pus undeva, mai într-o parte, pentru că se așteaptă rezultatele renegocierii condițiilor cu Bruxelles și se speră că de data asta vom reuși, cei care vor negocia, să facem pălinca produs tradițional și să se obțină scutirea de accize de la o parte de... Da, știți, politicienii, și am o experiență în acest sens, fie că vorbim de cei din zona legislativă, mă refer în mod deosebit la Parlament, fie că vorbim din zona administrativă, mă refer în mod deosebit la Guvern, când nu vrea să rezolve ceva, vreo modificare sau să dai curs la o realitate cotidiană, la o necesitate sau la o nevoie socială, invocă, știți ce invocă? Că nu ne dă voie Bruxelles. Nu, fals, nu este adevărat. Îmi pare foarte rău. Este ceea ce pot să spun și să confirm este faptul că, și-am mai spus-o, într-adevăr, România, potrivit tratatului de preaderare și de aderare, negocierile și renegocierile pe capitole și subcapitole se va face în 2015 pe fiecare compartiment, fie că vorbim de justiție. Pe noi ne interesează în primul rând asta. Cu Pălinca. Urmează să mergem la Bruxelles. Noi am mai avut o întâlnire la Bruxelles, a fost colegul meu Ciocan. Reprezentant... Dar a fost de promovare a Pălincii mai mult, acțiune de promovare. Am mers să întrebăm exact, că în România n-am aflat care este motivul potrivit căreia România nu beneficiază de o scădere, de o reducere a accizei la produsele tradiționale, ca și toate celelalte țări membre. Păi eu nu știu dacă cei care au susțin prostia asta, enormitatea asta, că nu ne lasă Bruxelles-ul, în condițiile în care ei nu cred că românii mai merg și pe afară. Nu cred că ei văd și în alte țări, la Austria, în Germania. Era alambic, încăpea într-o... La om în pensiune, el își făcea țuica lui de pere, și nu plătea nicio acciză, că e pentru nevoi proprii, ce o vindea în pensiunea lui, la restaurant pensiune, n-am înțeles. Cum adică că nu ne lasă Bruxelles? Bine, a fost prost negociat. Bun, se renegociază. Probabil, sau din câte se vorbește, din câte vă spun, auzi și eu, sau mai citesc și eu, la Bruxelles, ca de obicei, vor merge niște funcționari. O echipă formată, probabil, din funcționarii al Ministerului Agriculturii și ai Finanțelor. Bun, și vom repeta greșeala din 2006 sau când la negociat, 2005. Sper că... Nu, în sensul că merg niște funcționari, dar au habar ei de cum se face plinca, din ce se face, de ce se face, cât costă, au habar vreunul din ei.
Are, n-au voie să aibă părinții, deci nu pot vorbi în cunoștință de cauză. Da. Și de ce, nu înțeleg de ce nu, domnule, la delegația de, nu știu, 5, 10, nu știu câți vor fi acolo. Bănuiesc că nu foarte mult, pentru că nu poți negocia cu 2-3 specialiști ai Comisiei Europene să tu să fii de 3 ori cât ei. De ce nu se ia un, ce știu, un reprezentant al asociației părâncarilor din Sud, unul de aici din Nord-Vest, care atunci când ar, cum să zic, când s-ar susține cauza, ar trebui lăsat ei să le explice la acest domn. Pentru că și cei cu care negociez sunt niște funcționari. Sigur că da. Cunosc, dacă cunosc, sau în cazul în care cunosc ceva, cunosc din birou și din ce găsesc pe rapoarte oficiale și nu de pe teren, nu de acolo, de la, cum să zic, de la alambic. Deci, ce credeți că ar fi normal să... Da, ca să fiu foarte scurt la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță că ne vom duce cel puțin două persoane care reprezintă acest interes la nivel național în ceea ce privește produsele tradiționale, în delegația pe care va organiza-o guvernul în relații bilaterale cu Bruxelles, pentru a ne susține această temă. De ce? Altfel susține unul care e cunoștent de cauză și altfel un funcționar, care de fapt ce face? Repetă niște... Mai mult cu atât, readuc aminte că există directiva Uniunii Europene 92/83, alinea 22, în care spune foarte clar că toate țările care au aderat sau care urmează să adere la Uniunea Europeană au dreptul să-și protejeze anumite băuturi naționale, tradiționale, regionale, după caz. Știți foarte bine, Grecia și-a protejat uzul, Franța, romul, Ungaria, vecinii noștri, palinco. Toți au beneficiat. Dar, apropo, la ei există o limită pentru consum propriu. O limită de neaccesare. Da, deci până la o anumită capacitate se consideră consum propriu. În momentul în care... Deci la ei există o cantitate, da, nu știu. 100 de litri, 50 de litri, 200 de litri, exact. Fiecare țară a negociat o anumită cantitate pentru consum propriu. Deci nu există un consum pe UE. Atâta timp, nu. Fiecare țară și-a negociat în parte separat. Dacă citim cantitățile pentru fiecare țară, fiecare țară are o altă cantitate. Nu este una cu de cadrul general. Sunt și voci care spun, 200 de litri e foarte de pălincă, deci 100 de litri de alcool pur. E foarte mult, dar ce face o familie cu... Domnul Mihaici, Uniunea Europeană ține cont de tradiții, de obiceiuri, de cultura poporului. Nu înseamnă că dacă noi am intrat în marea familie a Uniunii Europene, de mâine nu mai mâncăm porc, nu mai mâncăm brânză, nu mai consumăm atâta pâine și tot felul de chestii. Astea sunt gogorițe pe care unii politicieni, ca să, așa, ca Pilat din Pont, o pasează la Bruxelles. Fals. Am fost la Bruxelles, ne-a spus foarte clar, voi veți putea beneficia de o modificare în acest sens, din partea lor, bineînțeles, în 2015, când veți veni la renegocieri, dar până atunci trebuie să vă rezolvați problema în țara dumneavoastră. Fie că vorbim de zona guvernamentală printr-un act normativ, varianta scurtă pe care am propus-o domnului Dragnea și domnului Ponta, avem vreo două variante absolut pertinente și obiective. Tocmai asta spuneam, deci există un proiect de lege. Sigur. A trecut de comisie. Fie, acum de ce nu este, cum să zic, de ce nu se dezbate în plen? Oricum, până la promulgare mai trec 30 de zile, până se discută în plen mai trec 30 de zile, poate că, ce știu, promulgarea ar avea loc după negocieri. Domnul hai să fim corect și să spunem ce s-a întâmplat. Am inițiat proiectul legislativ. Știți că am mai făcut o lege, a căzut cu Boc, în fine, cu blocarea ordonanței de guvern 109. Am inițiat din nou alt proiect legislativ, l-am depus în Parlament. Asta cred că în luna noiembrie, după întrevedere pe care le-am avut. A venit domnul Zgonea și ne-a spus, domnilor, nu aș dori să pun pe ordinea, după ce a trecut de camerele de specialitate, de comisii, agricole, finanțe, etc., urma să intre pe ordinea de zi în plen, pentru vot. Și ne-a zis, datorită faptului că mai există încă un președinte, riscăm să treacă, să ajungă la domnul președinte Băsescu, să nu-l probuși. Faza asta a trecut. L-am sunat pe domnul Petrică, ca să fim foarte Petric, deputatul de satul mare, care oricum s-a ocupat și a depus această inițiativă a noastră. Și în comisie. Exact. Așa a spus, în fine, ne-a spus, domnule, nu se poate intra în sesiunea din ianuarie, dar va intra în sesiunea din februarie. Eu am plecat în state, am venit de câteva zile, am zis că l-o suna pe domnul Petric să vedem care este problema acestui proiect legislativ.
dacă va trebui să, acum nu mai știu dacă se va merge pe zona parlamentară sau va trebui să ne întâlnim la negocieri cu comisiile mixte care vizează modificarea codului fiscal. Bun, înseamnă că pe tema părinților vom putea întâlni după ce se fie trece legea, fie nu mai trece și atunci se renegociază. Dar și atunci e nevoie de o lege. Este incredibil. Mă rog, cam expirat timpul. Da, tot timpul am avut ceva de transmis, dar uite, asta este. Îmi puneți tot felul de întrebări, astfel încât nu pot să fiu... să bun, spun, dacă spuneți vreo 30 de secunde ce ați avut de transmis... Păi nu, vreau să dezbat un pic, așa ca să fim un pic haseliți și comici, ultimul discurs, Cireașa aș denumi o dipă tortă despre Băsescu. Și a spus că cel mai mare proiect pe care l-a făcut în cei 10 ani de zile și a investit cel mai mult este Udrea. 10 ani de zile e cel mai mare proiect. Așteptam că cel mai mare proiect pentru domnia sa este România. Dar în fine, uite că nu putem dezbate această comedie penibilă și jenantă de timp băsistă sau pedelistă. Pentru participarea la această emisiune, că ați dat curs invitației. Mulțumesc. Și vă promit că veți mai veni. Cu mare plăcere, o seară bună tuturor. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Vă rugăm și vă îndemnăm să urmăriți în continuare emisiunile Informația TV. La revedere! Corect.